Bună seara, doamnelor, domnilor, urmăriți în continuare programul informativ Evenimentul Zilei. Viteza excesivă în condiții de carosabil umed au fost cauzele producerii unui accident rutier. Un automobil de marca Volkswagen Passat a derapat de pe carosabil și s-a lovit într-un copac, apoi într-un pilon de electricitate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 13 decembrie pe traseul Soroca-Otaci, în apropierea satului Rublenița Nouă. Potrivit poliției, este vorba despre un șofer din satul Rublenița, raionul Soroca, care a pierdut controlul automobilului din cauza excesului de viteză în condiții climaterice nefavorabile. Astăzi, pe data de 13 decembrie 2011, aproximativ pe la orele 11, cetățeanul satului Rublenița, Chiroșca Dumitru, conducând în mijlocul de transport Volkswagen Passat, nu s-a sprăvit cu conducerea și acces de viteză, s-a tamponat în copac care stătea pe marginea drumului și în pilon electric, deteriorând automobilul considerabil. Chiar dacă mașina a fost deteriorată considerabil, șoferul a scăpat fără leziuni corporale. Acum urmează ca expertiza medicală să stabilească dacă șoferul era sau nu în stare de ebrietate. După o pauză de 20 de ani, la Soroca a fost relansat turneul pentru Cupa Raionului la volei feminin. La ediția 2011 a competiției au participat 6 echipe de voleibaliste. Cine au devenit câștigătorul ne spune în continuare Cristina Topală. Pentru Cupa Raionului la volei feminin din anul acesta au luptat echipele de profesori și cea de elevi de la Liceul Constantin Stere, echipa Centrului Medicilor de Familie, echipa Nistrenii, cea a gimnaziului din satul Vărâncău și echipa Prietenia Agro. Noi am venit cu scopul de a câștiga Cupa Raională. Prezentăm echipa gimnaziului Vărâncău și dorim ca să câștigăm. Suntem o echipă care, în afară de medicină, mai promovează și un mod sănătos de viață. Am participat la multe competiții. Am fost la Spartachiada, la Vadul Vodă, între lucrători medicali, unde am luat loc 4 dintre 22 de echipe. Suntem bucuroși că s-a organizat așa competiție, de mult așteptată. Vreau să spun că acesta este un mod sănătos de viață și noi ne bucurăm pentru faptul că se organizează așa lucruri. Deci nu este important cine câștigă astăzi, este important faptul și noi să fim sănătoși. Scopul acestui turneu este de a populariza voleiul feminin în raion, dar și de a scoate în evidență cele mai bune echipe. Noi sperăm că pe parcursul anilor viitori, echipele din cât în competițiile raionale a să iei mai multe parte din toate satele care cultivează voleiul. Și astăzi ceva nou. Și pentru femeile e greu, că nu sunt familiarizați cu întrebările astea. Mai sunt întrebări de arbitraj, că nu toate... Adică sunt probleme, n-au practică de a juca la oricare competiție. Turneul de volei este organizat de compartimentul tineret și sport din cadrul aparatului președintelui Raionului Soroca. Acest început, care spune astăzi, va contribui la reanimarea voleiului feminin la noi în Raion, și în oraș va constitui o temelie bună, un fundament bun pentru dezvoltarea acestui gen de sport și la noi. Cupa Raionului a fost câștigată de echipa Prietenia Agro. Pe locul 2 s-au plasat Nistrenii, iar locul 3 a revenit echipe de profesori de la Liceul Constantin Stere. Câștigătorii au fost menționați cu diplome și premii bănești. Doamnelor, domnilor, ați urmărit programul informativ Evenimentul Zilei. Noi vă dorim o seară bună alături de SOR TV. La revedere!